Și vorbim despre copacii uriași, continuând această aventură despre care este un adevăr suprem și care este ascuns, adică cât de cât nu este ascuns, poți să-l faci investigații, dar este foarte în legătură cu toate celelalte adevăruri care există și în Avatar, filmul Avatar arată copacii cum erau înainte de a fi tăiați, arată niște chestii interesante acolo, masonii întotdeauna arată adevărul prin simboluri și în cărțile biblice care a fost scrise de către Vatican, de la alte texte mai vechi, dar oamenii le iau așa literar la biserică, mine nu intrăm acum în biserici pentru că este prea plictisitor, dar este cartea lui Daniel, capitolul 4, versetele, versetele 20 și 21, care vorbește despre un copac foarte mare care era așa de mare încât ajungea până la cer și avea în el foarte multe animale și păsări și ca și oamenii treva acolo, deci e extraordinar de uriaș și se vedea de la colțurile pământului, deci asta înseamnă că pământul nu are curbă, dar în fine, Asta este o chestie care am să vă dau doar așa ca să vedeți că totul este interconectat într-un fel sau altul. Și în ceea ce privește alte filme cum este Star Wars, Marele Copac Endor, din Endor, care este la fel arată cum erau copacii înainte. Deci Star Wars când arată lumea dinainte, ceva de din genul, cum ar fi fost în închipuirea lor și Filmul legendar al lui Steven Spielberg, Close Encounters of a Third Kind, um, care se ată Devil Tower, care de fapt nu se numește Devil Tower, dar acum o să vorbim despre el, și ei au încercat acolo să uh, manipuleze, cum mai ai informații, să spună că sunt cu extraterestrii din spațiu. Evident, tehnologia de navă spațială există, dar nu cum arată ei că vin de pe alte planete sferice și toată chestia aia cu, cu extraterestri tip aliens, cum o spun ei. Sunt adevăruri și minciuni combinate. Și Westworld, care apare acolo acest uh, trunchi tăiat de copac mare, care este plină lumea în toate țările există câte unul de astea sau mai multe. În ceea ce Devil Tower, sau turnul diavolului, care este un nume dat de către americani pentru a îți întoarce privirile și a crede că este o chestie satanică și rea. De fapt, în limba nativă americană se numește Mateo Tepe, care înseamnă Casa Ursului, ceea ce vrea să arate că este, de fapt, era un loc unde erau și aveau adăpostul animalele și păsările și chiar și oamenii, probabil, și atunci. De ce au schimbat chestia asta? Nativii americani au încercat să schimbe numele înapoi la cel original, dar guvernul le-a dat... le-a dat negativ, deci nu a acceptat să fie schimbat numele în original. În ceea ce privește în Hawaii, am văzut în acel alt video, în insula Oahu, este un loc care se numește Punch Bowl, dar de fapt acel loc se numește în limba hawaiană originală, are numele de Powaina, care este, înseamnă dialul sacrificiului. Dialul de sacrificiu, ne sau, ci că s-au adus sacrificii umane de sânge pentru acei, acele zeități păgâne, după cum spune spune legenda, dar din nou, deci ascund numele adevărat pentru ca să nu știi când faci investigații să-ți să pierzi, să nu mai, nu mai știe absolut nimic. Și evident acum în ziua de -a să se află în cimitir acolo pentru că a fost dat ordin de la către Statele Unite din, din al doilea război mondial ca să se îngroape cadavrele soldaților care au căzut în război în insula Guam pentru a fi un alt sacrificiu de, de sânge acest gen. Și acum întrebarea mare care foarte mulți oameni și-o pot pune cu privire la acești, aceste rămășițe de copaci la nivel mondial, cine i-au tăiat? cine i-a tăiat de fapt și nu știm pentru că nimeni nu știe că este asta, sunt niște lucruri care nu au răspuns. Avem legendele lăsate de către cei de la Vatican care spun că în textele biblice că Nimrod care a fost inamicul cicălui Yahweh sau Yahava care acest, acest această figură de Dumnezeu care a fost, au fost mai mulți de fapt și Nimrod s-a răzbunat într-un fel cică pentru că Iahava sau Yahve i-a distrus turnul lui Babel. Turnul lui Babel care a fost un turn de hat artificial pentru colectarea energiei electrice și electromagnetice din, 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 atmosferă și pe urmă Nimrod se răzbună și taie uh, copacii uriași, cică, o formă de, a, de legendară de a spune. În ceea ce privește acest alt, uh, alt, copac în Hawaii sau rest de copac, Diamond Head, co care înseamnă capul diamant sau capul de diamant, care diamantul înseamnă 33 în numerele masonice și este legat de Lucifer care este considerat diamantul din cer care a fost cel mai strălucitor înger, și că după legende și că a căzut în, în a fost alungat de acolo din, dintre ei. Probabil că Lucifer este figura unui alt Dumnezeu care a fost alungat de către alții, al de către cei din consiliu, cine știe. Pentru că nu știm de fapt nimic despre foarte multe chestii cu Dumnezeu și oamenii le iau așa literar și încep să aibă să te urească și nu, multe prostii în rândul oamenilor. În ceea ce privește Punchbowl și Diamond Head în Hawaii, spune știința și istoria că au fost, sunt rezultatele vulcanilor, aceste vulcani care așa se formează natural din vulcani și că Devil Tower în Statele Unite este format din magma sau din lava din vulcan care iese la suprafață și în timp ce urcă înspre cer se congelează, se întărește și formează aceste forme geometrice perfecte, cu unghiuri perfecte, drepte și cu forme hexagonale. Minciună de numai cine nu dorește, crede că este de povești nemuritoare și vulc vulcanii la fel. Ce vedeți în documentarele de pe televiziune este CGI, adică grafică pe computer. Chestia asta este grafică pe computer, asta este, no? ca și cum sunt planetele din cer, cum spun ei că din spațiu, din univers și asta este grafică. Krakatoa a fost folosit foarte mult ca și exemplu, dar este o imagine photoshopeată, deci făcută artificial, cu un design artificial pentru ca oamenii să spună, wow, așa este comportarea lavei și pe internet sunt foarte multe imagini și poze cu Krakatoa care de fapt sunt imagini de videojocuri, deci este clar și chiar și imaginile în care iese cenușa și explodează de vulcanul și aceasta este imagine CGI pentru că o imagine adevărată arată cam așa, când se vede foarte mult fum care iese din acel vulcan, care poate să fie o adunătură de reziduri chimice din cauza exploatării miniere, cum am văzut în alte videouri, și nu se vede cenușa, nu este cenușă. Și acum foarte mult o să spună, cum nu este cenușa. Păi foarte simplu, pentru că sunt foarte multe documentare în care apar imagini de genul ăsta, în care apare o mașină sau o casă, care doar mașina respectivă sau casa respectivă este cu, acoperită de cenușă și restul sunt curate, ca și cum că cenușa decide pe ce mașină se aruncă. Deci, cu alte cuvinte, false flag, adică este făcut un fel de studio și filmat ca să arate ca și în filme este tristă, este adevărul și atunci în ceea ce privește chiar și lava din vulcan care curge ca și un râu și asta este CGI pentru că lava nu curge în stilul ăsta are alt stil de, de, de a curge dar toate lucrurile astea sunt făcute pentru a ascunde adevărul despre copacii uriași și despre a continua să spui chestiile că pământul este un glob și că are mai multe straturi și că în centru este un nucleu foarte cald care se află la, la nu 6.000 de kilometri, nu știu cât în fie, fiecare cu cu lui și eu înțeleg că profesorii trebuie să dea chestia asta că dacă nu-și pierd locul de muncă și că la școală trebuie să înveți că dacă nu, nu, ai, nu faci nimic în viață, dar nu, no, se mai spun și eu câte un adevăr din când în când, dacă totul este încă permis și faptul că ceea ce m-a amuzat pe mine foarte mult când eram la școală era că eu mă închipuiam că eram cu, eram cu, capul în jos undeva pe pământul care se, în, se învârtea în spațiu și că chinezii și alții erau cu capul în sus și apoi ne schimbam capurile și deci niște aberații intelectuale care acum când mă gândesc este Trist că încă oamenii cred în chestia asta ca și cum ar fi adevărul adevărat, dar asta este omenirea din care facem parte, care are aproximativ 2-3 secole. Și în ceea ce privește înțelesul sau semnificația copacilor, pentru ce au existat copacii uriași? Păi foarte mulți uh, pot să întrebi această întrebare din cauza că nu se gândesc mai departe de chestia energetică și în anume spun că acești copaci foarte mari foloseau energia electromagnetică din eter, adică din uh, din atmosfera. Palmierii de exemplu, palmierii sunt un tip de copaci foarte atipici pentru că sunt foarte înalți și n-au nimic pe trunchi, dar au aceste uh, frunze sau dacă îi spui această uh, la suprafață la vârf și se află în zone unde este foarte mult vânt, în general nu este plajă multă și, și mult chiar și deșert cu mult vânt și cu alte cuvinte nu se nu ca și alți copaci de frunze normale, nu temperat continentale sau cum ca copaci cu și ei se folosesc de energia vântului. Deci, cu alte cuvinte, poate să fie și chestiile astea și dacă te uiți la păsări, de exemplu, păsările care au instinctul de a folosi câmpul electromagnetic al pământului sau al lumii pentru a face migrația și pentru a, a, se mișca pe, prin aer și vedeți foarte multe păsări care stau pe cabluri de înaltă tensiune și fără să se ardă și fără să pățească nimic pentru că și de ce sunt atrase păsările? Deci sunt așa de multe, așa de multe locuri unde poți să stea păsările împreună și vezi întotdeauna cum păsările se adună pe cabluri de înaltă tensiune, pentru că acolo circulă câmpul electromagnetic, deci păsările sunt atrase de câmpuri electromagnetice și atunci este normal. Și același lucru poate să fie și pentru copaci, deci copaci care își deci folosesc, se folosesc de energie electromagnetică pentru a, la fel, a crește și a se dezvolta fructele, cum este în cazul de citrice, cum este portocala și lămâia, fructele citrice sunt ca și niște mici baterii, pentru că citricele au acid, ca și o baterie, dacă cine a studiat un pic de fizică și atunci, că atunci când mănânci tu ca ființă umană, robot biologic, mai ar veni, un fruct din asta te încași de energie, deci tot este interconectat Copacii uriași, energie electromagnetică, ființa umană ca și existență experimentală, deci multe chestii care dau cap în cap și în sfârșit au un înțeles, pentru cine nu este încuhiat, evident. Și în ceea ce privește palmierii, dacă faci o, o tăietură a palmierului, a trunchiului de palmier și o pui cap în cap în comparativ cu trunchiul ăsta de la copacul ăsta mare, plantă mare care este casa ursului, cum se numește în limba originală, adică Devil Tower, turnul diavolului, cum a făcut ei să fie, sunt identice, practic. Deci ceea ce demonstrează este că a fost o plantă, o ființă vie în stil vegetație, dar în alt, în alt, mod. Acum, cei care au distrus copacii, cei care au tăiat, au tăiat copacii ăștia mari și au înlocuit cu zgârienorii cu turnurile artificiale care se află în toată lumea, vedem acum, hai să ne concentrăm pe turnurile din actualitate. Primul a fost turnul Babel, evident, care este în istorie, toată lumea cunoaște, turnul Babel care, dacă acum are un înțeles mai profund decât înainte, că cu legendele religioase, turnul Babel, de fapt, a fost poate primul turn din civilizația sau din vechea civilizație care a fost o încercare pentru a, a folosi energia electromagnetică și evident în Lord of the Rings în stăpânul inelilor, în filme, sunt, este simbologie clară cu privire la acest muntele dum în care apare turnul cu energia, cu ochiul, cu vulcanul în spate, deci multă simbologie masonică și apoi, în ziua de astăzi, este prin fiecare țară de către zgârienorii. Zgârienorii care, de obicei, au în, front, în cap, pe vârf, un, 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 un fel de antenă colorată de foarte multe ori cu roșu și cu alb, Germania, de exemplu, în Frankfurt, unde sunt toate băncile băncile foarte important au această aceste turnuri cu, cu această antenă care dacă vă aduceți aminte de pe alte videouri mai vechi care le-am avut vechile clădiri din Tartarea erau colorate foarte multe în roșu și în alb sau în galben și în negru care arăta că erau centrale de energie electromagnetică. După aceea ăștia din religie i-au luat și au spus că sunt clădiri de înălțare a parte și a rugăciunilor bisericii și catedralele și este plin. De aceea, cei care sunt bancherii, de fapt, nu cei care îi vedem noi publici, ci ăștia care au făcut sistemul bancar al banilor și mastercard o se numește Mastercard, adică noi folosim cardul unui maestru, el este maestru, noi suntem servitorii, fie că este ban digital sau ban fizic, deci, cine, deci folosim banul automat și servitorul cuiva, este clar, și în ceea ce privește cu alte turnuri, turnurile din toată lumea sunt plini de, de ele, în toate țările, turnul Eiffel de exemplu astea sunt cele mai importante sau cele mai cunoscute turnul Eiffel care este alt mare colector de energie cu foarte multe poze în care un fulger dă direct în turn, deci cu, poate că turnul acesta chiar recolectează energia și noi zbaceau o plătim în bani când de fapt este gratis și este infinită, turnul din echivalentul lui Eiffel în Anglia este Big Ben-ul, Big Ben la fel care sunt poze foarte multe în care dau fulgerele dați seama câtă cantitate de energie vine din asemenea, de la asemenea, de un singur, de la un singur fulger. Și aici avem Statele Libertății în Statele Unite, care la fel, aceeași format, aceeași practică. Chicago, Skyline în Chicago, la fel, în care apar vârfurile cu un energia electrică electromagnetică și mi-ați aminte și o carte a lui Stephen King care se numește The Dark Tower sau Turnul Întunericului. Și Space Needle în Seattle, alt exemplu de colector de energie. Și acum, nu astea sunt singure De exemplu, în Hawaii, dacă tot am pe Hawaii, în Hawaii se află un turn care a fost făcut în 1926, adică aproape 100 de ani, care este mult mai mic, dar are această cruce. Și ce credeți că este lângă turnul respectiv? Este o centrală electrică. Deci, cu alte cuinte, acest turn probabil că stochează energia atmosferică și în planta electrică de lângă el și noi plătim după aceea bani pentru a folosi energia electrică. Deci un sistem extraordinar de bine pus la punct pentru a fi servitor. În ceea ce privește turnul Austin, turnul UT, UTO din Austin, care este legat de către primul false flag din 1966, dar este interzis să vorbești despre false flags în să despre steaguri false pe YouTube, pentru că ești luat ca și un țâgnit și arată cum că sunt, aveți vedeți și culorile, culoarea roșie în stil masonic și anume faptul că colegiul sau facultatea de acolo, de lângă acest turn, se numește Longhorns, care înseamnă um, long, adică long lungi și horns, uh, horns, adică ceea ce se află pe capul taurului, coarne coarne lungi care face referire la diavol sau la bafomet, foarte multă simbologie. Și bineînțeles, cele mai cunoscute turnuri care nu mai există în ziua de astăzi, care este interzis să vorbești despre ele cu privire la ce s-a întâmplat, sunt turnurile gemene din New York care știți cu toții 2001 și în locul lor au și ele, vedeți că au și ele pe vârf ă, această antenă și pe urmă s-au înlocuit cu One World Trade Center, în, la fel, cu poate este tehnologie mai bună decât înainte, și se află acolo și recolectează energia electromagnetică atmosferică. Și acum, dacă faci investigații, vei vedea că scrie în istorie cum că înainte ca să fie zgârienorii în secolul 20. lumea era plină de biserici și catedrale. Și toate bisericile și catedrale erau în același stil. Deci puteau să fie construite în alt stil, nu să fie construite cu tavanul plat sau cu tavanul în formă de cupolă. unde erau construite cu, cu vârfurile acestea mari, lungi, care să atragă energia electromagnetică. Și atunci toți preoții și cei care sunt numiți mai mari în religie știu că este asta și ca și în Rusia dinainte care era tartarea pe hărțile vechi se știe că este asta și toate aceste tipuri de clădiri sunt identice în toată lumea cu aceeași arhitectură și cu aceeași culori și care de foarte multe ori s-au schimbat culorile ca să nu-și dea oamenii seama mai după aceea când erau, am fost mai deschiși la minte să ne dăm seama că Culorile roșu și alb sau negru și galben erau folosite pentru centralele de putere și s-a interzis chiar și în Rusia să se coboare în subsolul de către preoții ortodoxi pentru că duceau aceste centrale de energie la niște căi ferate care erau stațiile de tren care erau înainte în secolul 19, și 17 și 18 din vechea civilizație și multe chestii care se ascund și normal că cei din biserici și catedrale vor spune că este că trebuie să te mergi să te închin, că... deci de asta mai de mult se construiau cu așa de multă intensitate și importanță bisericile și catedralele, pentru că nu era pentru că era nevoie să se închine cineva acolo înăuntru, poate că și asta, dar era pe undeva că sunt centrale de energie și ce este mai important decât energia electrică, electromagnetică, care este cea mai importantă pentru rândul oamenilor, măcar în ziua de astăzi, oamenii de rând, deși suntem sclavi, pentru să plătim bani pentru energie, o avem, dar înainte poate că aveau doar regii și monarcii și cei din elită, în timp ce ăștia alți mureau de fric la foc sau se încălzau cu lemne sau cu ce puteau, ăștia alții aveau energie electrică în case și în, în, palate și în așa mai departe și prin radiație și prin unde și deci niște chestii care dacă odată ce deschid mintea îți dai seama când de fapt omul a fost întotdeauna un sclav, dacă înainte a fost un sclav mai mare decât în prezent, dar a fost același lucru. Sper că v-a plăcut și dacă vă place și dacă vă motivează, dați-mi un like și un comentariu pozitiv ca să continuăm cu această aventură și informații despre copaci uriași, despre pământul plat, despre tartarea, despre toate chestiile care se leagă una de alta și până la urmă face un cap și îți dai seama și spui wow, ce chestii interesante și ne vedem în următorul video cu mai multe lucruri faine de la mine. Salut!